Neamț, Neamț. Uite, altă parcare, plină, plină, plină. Deci aici, în aceeași parcare, sunt 4 sau 5, pline ochi. Și uitați-vă că toate microbusele sunt cu oameni. Uite, și mașină mică, Suceava, Bistrița Năsăud, Neamț. Deci plin, plin, plin de mașini românești. Uite, București. Uite și pe partea altă, Bacău. Ilfov. Deci plin, plin de mașini, fraților, aici, românești. Oamenii spun că așteaptă de mai mult de 24 de ore și că nu au primit niciun răspuns de la ambasadă. Deci plin, plin, autocare, microbuse, sute, mii de persoane sunt aici. Vă dați seama că oamenii, na, sunt și și-au pierdut răbdarea. De cât timp sunteți aici? Serios acum vorbesc, dacă vreți să fiți ajutați. La ora 2, 24 de ore. O vin cineva din ambasadă să vă vadă sau ceva? Nimica! La ambasadă n-a răspuns nimeni. După zeci de ore de așteptat, oamenii au rămas fără apă și fără mâncare. Apă, cine vrea apă, am adus niște chipsuri, apă, niște sandvișuri, cât ce am putut numai din banii noștri. Eu sper că mâine să vină oamenii să vă mai aducă mai multe, sper. Apă, haideți la apă, haideți! Luați de aici și puteți să împărțiți! Chipsuri pentru copii, orice, orice. Pungă de chipsuri. Luați la copii, luați la copii! Multe țări europene, printre care Italia și Olanda, au raportat cazuri de infectare cu noua tulpină de coronavirus.